Mulțumesc tare mult! Eu iau aceste aplauze și eu și colegii noștri, colegii mei, ca o încurajare, pentru că nu am meritat ca o apreciere aceste aplauze. Eu sunt onorată și am spus-o din start și atunci când am venit la dumneavoastră, în localitățile dumneavoastră și ne-am văzut prima dată și atunci când dumneavoastră ne-ați impresionat cu curajul, cu discursurile, cu speranța pe care le-ați exprimat acolo, am spus că eu sunt onorată să fac parte din această echipă. Acum sunt onorată să obțin sprijinul și încrederea dumneavoastră. Era mai ușor dacă nu obțineam, dar e mult mai frumos să mergem mai departe toți împreună, pentru că eu chiar cred că noi putem să facem lucrurile pe care le-am spus astăzi aici. Sunt niște lucruri fezabile, sunt niște lucruri elementare care se pot întâmpla într-o societate cu oameni corecți, într-o societate în care guvernarea face ce pentru ce a fost aleasă de către cetățeni. Eu zic să ne urăm drum bun mai departe, cu pași mari, mici, dar încrezuți și abia aștept să continuăm să colucrăm mai departe, să demonstrăm în următoarele 10 luni că noi suntem cel mai, că noi putem deveni și rămâne cel mai puternic partid politic din Republica Moldova. Vă mulțumesc tare, tare mult!